O tânără tunată și un băiat cu freza făcută, sprâncenele pensate, lanțul la gât și gleznele la vedere au fost prinși în flagrant într-un supermarket în timp ce furau produse de îngrijire personală. Îmbrăcați cu canadiene cu buzunare interioare, lucrate special să ascundă 10 de kilograme de produse, cei doi și-au însușit marfă în valoare de peste 900 de lei. Angajații supermarketului i-au văzut pe cameră și au alertat poliția. Oamenii legii i-au oprit în zona caselor de marcat și au pus să scoată marfa sustrasă. Tânăra cu unghii lungi și buzele botoxate se justifică în fața polițiștilor că are un copil de crescut și că de aceea are astfel de practici. La rândul lui, junele nu se mai oprea din scos din buzunare sticlele de șampon. Întrebați de unde vin și cum au ajuns la Vișina, aceștia i-au surprins pe polițiști. Am venit cu Uber-ul din București. Acum și hoțiile se fac cu stil, iar hoții au evoluat și investesc în imaginea proprie, iar pentru confortul lor maxim își comandă Uber-ul. Nu vă cred că aveți, dar nu-i corectă treaba. Ce are copii? Nu-i corect. Acum e corectă produsul? Nu. Normal. Nu știu de mara muc. Domnul documentele necesare, da? Ai terminat? Întrebați de unde vin și cum au ajuns la Vișina, aceștia i-au surprins pe polițiști. Am venit cu Uber-ul din București. Acum și hoțiile se fac cu stil, iar hoții au evoluat și investesc în imaginea proprie, iar pentru confortul lor maxim își comandă Uber-ul.